Salutare, dragilor, și bine ați venit la Mate cu Alfa! Astăzi vom discuta despre importanța numerelor prime. Sunt oare numerele prime importante? Să vedem întâi ce sunt numerele prime. Un număr natural care are exact 2 divizori se numește număr prim. De exemplu, divizorii lui 2 sunt 1 și 2, și divizorii lui 3 sunt 1 și 3. Un număr natural care are cel puțin 3 divizori se numește număr compus. Spre exemplu, divizorii lui 4 sunt 1, 2 și 4. Divizorii lui 6 sunt 1, 2, 3 și 6. Numărul natural 1 are un singur divizor, deci el nu este nici prim, nici compus. Numărul natural 2 este cel mai mic număr prim, fiind singurul număr prim și par. Există o infinitate de numere prime. Cel mai mare număr prim descoperit până în prezent, fiind 2 la puterea 82.589.933 minus 1, număr ce are 24.862.048 cifre. Numerele prime le studiem în clasa a 5 -a, la divizibilitatea numerelor naturale, și vom continua studiul acestora în clasa a 6 -a, când învățăm descompunerea numerelor naturale în produs de puteri de numere prime. Vom determina cel mai mare divizor comun, cel mai mic multiplu comun, vom discuta despre numere prime între ele și vom determina numărul de divizori ai unui număr natural. Dar de ce să învățăm atât de multe lucruri despre numere prime? Au oare aplicabilitate în lumea înconjurătoare? Numerele prime sunt coloana vertebrală a criptografiei moderne. Așa că majoritatea oamenilor le folosesc în fiecare zi. Orice proces de autentificare, cum ar fi înregistrarea unui telefon în rețea sau efectuarea unei plăți bancare, necesită algoritmi criptografici. Atunci când achiziționăm un produs de pe internet și efectuăm plata online utilizând un card de credit, numerele prime sunt cele care asigură securitatea datelor. Una dintre cele mai comune metode de criptare se bazează pe numere prime, folosind o informație disponibilă public, un număr foarte mare care este produs a două numere prime și o informație ce o deține doar vânzătorul, cele două numere prime. Acest lucru este posibil deoarece orice număr natural mai mare decât unul poate fi scris ca produs de numere prime. Metoda este eficientă deoarece este dificil să scrii un număr cu multe cifre ca produs de numere prime. Un experiment de factorizare a unui număr de 200 de cifre s-a terminat cu succes abia după câteva luni. La experiment au fost folosite 80 de calculatoare cu procesor Opteron de 2,2 GHz conectate într-o rețea de tip gigabit. Cicadele periodice, magicicada, sunt o specie de cicade care trăiesc în partea de est a Americii de Nord. Acestea folosesc numerele prime ca o strategie de supraviețuire. Larvele se dezvoltă subteran la o adâncime de minim 30 de cm, alimentându-se din rădăcinile plantelor. La fiecare 13 sau 17 ani în funcție de subspecie, cicadele ies la suprafață în roiuri uriașe pentru o perioadă de două săptămâni. De ce credeți că își fac apariția odată la 13 sau 17 ani? De ce nu la 10 sau 14 ani? O explicație ar fi că 13 și 17 sunt numere prime. Cicadele au o varietate de prădători, care își petrec de asemenea viața în subteran. Acestea trebuie să iasă la suprafață atunci când prădătorii lor sunt în hibernare. Majoritatea prădătorilor au o ciclicitate de 5 ani, ceea ce înseamnă că s-ar sincroniza cu cicadele odată la 5 ori 17, adică 85 de ani. Înțelegem acum de ce sunt importante numerele prime. Încă din antichitate, matematicienii au observat că există numere care nu se divid decât cu 1 și cu propria lor valoare, că ele se succed aleatoriu și că, oricât de departe a merge, nu putem găsi o regulă după care acestea se formează. Această dezordine a numerelor prime în succesiunea lor constituie un mister care n-a putut fi explicat de mii de ani. Din acest motiv, rămâne deschisă provocarea de a găsi un nou cel mai mare număr prim sau de a rezolva o problemă pentru care se oferă un premiu de un milion de dolari, ipoteza Riemann.